Ne bucurăm să fim și în această seară împreună în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Am meditat la această frumoasă cântare, atâta har. Și ce înseamnă harul? Și ce este harul? Este mila lui Dumnezeu, favoarea nemeritată pe care ne-a acordat-o nouă. Atâta har, despre asta a fost cântarea. Atâta milă din partea lui Dumnezeu față de o lume nerecunoscătoare. Dumnezeu i-a iubit pe cei care nu l-au iubit. Spune Apostolul Pavel că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iar la cruce Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Acesta este harul, dragostea lui Dumnezeu nesfârșită față de noi. În această seară o să vorbim despre această întrebare pe care a pus-o chiar Domnul Iisus Hristos. Cine sunt frații mei? Și o să parcurgem împreună tema aceasta și îmi doresc din inimă să putem înțelege că atâta vreme când ne rugăm la Dumnezeu și spunem cu toții Tatăl nostru, dacă din mai multe denominațiuni oamenii vin la Dumnezeu și toți îi spun lui Dumnezeu Tatăl nostru, înseamnă că dacă toți avem același Tată, noi trebuie să fim frați. Matei la capitolul 12, versetul 42, Biblia zice: pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Mama lui, adică Maria, și frații lui, adică frații Domnului Iisus. Știți că Domnul Iisus a mai avut frați? Trebuie să vă spun ceva ce e posibil să știți? Sau alții poate nu, aflați în seara aceasta. Știți că Domnul Iisus a mai avut frați? Da, a mai avut frați, așa zice Biblia. Atenție, nu din Maria. Singurul copil pe care l-a avut Maria a fost Iisus Hristos. Punct. Atunci întrebarea se pune, de unde a mai avut Iisus frați? Și eu trebuie să vă spun în această seară și pe dumneavoastră vă provoc să studiați, să descoperiți că a mai avut frați. Iosif, înainte să o ia pe Maria, a mai fost căsătorit. Și a avut copii și a murit soția. Odată ce a murit soția, a putut să o ia pe Maria, care era fecioară, după cum zice și profeția, iată, fecioara va rămâne însărcinată. Deci frații Domnului Iisus sunt frați vitregi pe care i-a avut Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Cei care aveți alte păreri, vă aștept după asta povestim la ușă din Cuvântul lui Dumnezeu. Rețineți însă adevărul acesta. Iosif a mai avut copii înainte de a o lua pe Maria de nevastă, pentru că Iisus Hristos a fost singurul copil al Mariei, da, și care a fost numit și Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Așadar, pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Cu alte cuvinte, frații Domnului Iisus fiind mai mari, mama fiind acasă, Domnul Iisus, vă amintiți, pentru că am vorbit în serile precedente despre momentul când a fost la Iordan, Domnul Iisus a fost botezat și atunci și-a început lucrarea publică. Și după cum am studiat, orbiși căpătau vederea, surzi căpătau auzul, muții vorbeau, demonizații erau vindecați, morții erau înviați și săracilor li se propovăduia Evanghelia. La momentul acesta, în timp ce Domnul Iisus continua să facă minuni, oamenii n-au crezut, poporul și chiar Israelul întreg nu a crezut că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu, nici pe departe. Ba din contră, cărturarii și farisei au mers până într-acolo încât au zis: cu ajutorul lui Belzebul face el minuni. Adică cu ajutorul Domnului Dracilor face Iisus minuni. Dar Domnul Iisus i-a întâmpinat și le-a pus următoarea problemă și le-a zis: voi credeți că o împărăție se poate dezbina pe ea însăși? Adică dacă Satana îl scoate afară pe Satana, dacă cu ajutorul Domnului Dracilor scoatem afară demonii, atunci împărăția diavolului când va înainta? Înțelegeți? Dar zice, dar dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Demonii nu se puteau împotrivi cuvântului poruncitor, ieși afară din omul acesta. Și demonii părăseau pe oamenii pe care îi chinuise toată viața. Nu am timp în această seară, dar măcar o propoziție, două ar trebui să zic, despre cei care ajungeau să fie demonizați. Știți cum se ajungea la demonizare? Aș vrea să știți că și astăzi sunt oameni demonizați.
prin repetarea păcatului. Orice consimțire la păcat înseamnă păcat. Când mintea a consimțit la păcat, când voința a consimțit la păcat, deja se pune păcat în dreptul nostru. Dar atunci când noi repetăm păcatul și repetăm și repetăm, despre cum, așa cum zice Pavel, păcatul care ne înfășoară atât de lesne. Când noi repetăm păcatul, ajungem la demonizare. Adică niște demoni, unul sau mai mulți, stăpânesc viața noastră, pentru că dacă vrem să scăpăm, nu putem. De aceea sunt foarte mulți oameni prinși în diferite adicții, vicii se mai numesc, și ar vrea să scape, dar nu pot. Vor, dar nu pot. Pentru că s-au jucat cu păcatul atât de mult până când Satan a pus stăpânire pe el și dacă vrea să scape, nu poate. Este totuși cu putință ca asemenea persoane să mai scape? Răspunsul este da. Pentru că Dumnezeu poate să scape pe oricine de orice demon cu putință. Dar aici există o virgulă. Aici există o probabilitate. Dacă și persoana în cauză vrea. Dumnezeu te poate scăpa dacă vrei. Dar dacă nu vrei, nici Dumnezeu nu te poate scăpa. Pentru că fără acționarea voinței nu se poate face absolut nimic. Vă amintiți când Domnul Iisus a mers la un moment dat la o scăldătoare, scăldătoarea din Betesda. Și era acolo un om bolnav de 38 de ani. Nu avea el 38 de ani. Era bolnav de 38 de ani. El avea cu mult mai mult. Și l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Păi dacă era bolnav, cum putea să fie? Dar Domnul Iisus nu l-a vindecat înainte să-l întrebe, vrei să te faci sănătos? E o chestiune de voință, poate vrei să rămâi așa. Și să știți, dragii mei, că eu predic în mai multe biserici decât doar în Biserica Adventistă. Am predicat în aproape toate bisericile existente. Vorbesc despre cele care sunt în România, nu vorbesc despre religii care sunt, știu eu, nu știu, pe insule sau nu știu pe unde. Vorbesc despre religie din România. Și aud adesea în biserici, atunci când merg, rugăciuni pe care le fac oamenii, mai ales la ora de rugăciune, pentru vindecarea bolnavilor. Vreau să știți în această seară, măcar cei care ați venit, că Dumnezeu nu ascultă toate rugăciunile pentru vindecarea bolnavilor. Sper să nu vă supărați pe mine că vă spun acest adevăr. Știți de ce? Pentru că dacă Dumnezeu ne-ar da sănătate, fără să ne schimbăm stilul de viață, odată însănătoșiți, ne vom întoarce înapoi la ceea ce ne-a condus să ne pierdem sănătatea. Nu știu dacă m-ați înțeles. Dumnezeu nu ne va însănătoși fără schimbarea stilului de viață. Pentru că dacă Dumnezeu ne-ar asculta rugăciunea și ne-ar face sănătoși, Doamne, m-am îmbolnăvit, te rog, dă-mi sănătate. Și dintr-o dată mă face sănătos. A, așa de repede pot să-mi câștig sănătatea? Din nou la distrugerea sănătății. Pentru că atunci când o să ajung iară foarte bolnav, din nou fac o rugăciune și Dumnezeu din nou mă vindecă. Asta ar însemna că Dumnezeu și-ar bate joc de slava Lui. Nu se va întâmpla asta. De aceea este posibil ca oameni care și-au distrus sănătatea după zeci de ani de consumul de, nu le mai dau nume, este posibil ca să te întâlnești cu Dumnezeu la un moment dat, să îi dai viața lui Dumnezeu, să te pocăiești, cum vorbeam aseară, de păcatele pe care le-ai făcut. Este posibil ca Dumnezeu să te ierte de păcatele pe care le-ai făcut, dar să nu anuleze niciodată consecințele. Nu știu dacă mă înțelegeți. Să fim iertați de ceea ce am făcut fără să fie anulate consecințele. Mergem mai departe. Iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. De ce? Vreau să-l convingă să nu mai predice Evanghelia. Vreau să-l convingă să renunțe, pentru că iată, atât de mulți oameni spun că el face lucrarea aceasta și nu este lucrarea lui Dumnezeu, ci o face cu ajutorul lui Belzebul, adică cu ajutorul Domnului Dracilor. Și Domnul Iisus Hristos zice, atunci cineva i-a zis, iată mama ta și frații tăi sunt afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta. Cine este mama mea și care sunt frații mei? Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, stupoare, iată mama mea și frații mei. Cine erau ucenicii? A nu se înțelege că Domnul Iisus Hristos nu a respectat pe mama. Niciodată. A nu se înțelege. El care dăduse porunca, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, nu putea să nu cinstească părinții. M-ați înțeles? Însă Domnul Iisus Hristos vrea să menționeze aici un principiu. Apoi și-a întins mâna spre ucenici și a zis, iată mama mea și frații mei.
Căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. De aceea, atunci când ajungi să intri în poporul lui Dumnezeu, deodată, parcă doar acolo, tot auzi mereu când te duci în mijlocul lor, pace frate, pace soră, ce faci? Ce frați că ăștia nu sunt frați sau rude decât de la Adam, atât? Cum sunt ei frați și surori? Ei zic, în Domnul. Pentru că Biblia zice, căci oricine va face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. De aceea ei se comportă ca niște frați. De aceea ei se comportă ca niște surori. De aceea se iubesc unii pe alții. De aceea se ajută unii pe alții. De aceea se vizitează. De aceea sunt împreună. De aceea trăiesc ca o familie. Trebuie să vă fac o mărturisire că am predicat Evanghelia în multe țări ale Europei. Am călătorit în locuri unde n-am fost niciodată, m-au cazat în casă oameni pe care nu i-am văzut niciodată, am mâncat acasă la oameni pe care nu i-am mai întâlnit niciodată, mi-au dat casa lor, patul lor, dușul lor, m-am simțit ca la mine acasă, oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată, doar că eram frați în Hristos. Și atât. Asta este familia cea mare a lui Dumnezeu, înțelegem? Despre asta vorbea Domnul Hristos. Acela mi este frate, soră și mamă. Odată ce ai intrat în poporul lui Dumnezeu, devii parte din această familie. Odată ce ai intrat în biserica lui Dumnezeu, devii parte integrată din aceeași familie. De aceea spunea Apostolul Pavel la un moment dat un lucru foarte frumos și zice el, este posibil să te doară un mădular și să nu sufere tot trupul? Este posibil să te doară un mădular, ceva, și să nu sufere tot trupul? De aceea, așa se întâmplă că atunci când cineva din biserică are o problemă, ar trebui ca toată lumea să-l înconjoare cu dragoste. Să se roage, să-l susțină, să-l viziteze, să-l încurajeze. Pentru ca mădularul acela să se vindece cât mai repede în prezența dragostei. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Când va veni Domnul Iisus Hristos cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie și toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Așa după cum se poate face diferență în lumea animală să fie despărțite, spune Biblia că la finalul istoriei acestui pământ, Dumnezeu va despărți lumea. Cum desparte păstorul într-o parte oile și într-o parte caprele. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Acum, după ce le separă, are un mesaj pentru fiecare. Și uitați să vedeți ce spune cuvântul. Atunci, împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Împărăția lui Dumnezeu pentru cei mântuiți a fost pregătită de la întemeierea lumii. De când Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, a știut că vei fi și tu. Dumnezeu nu a fost surprins de apariția ta acum după 6.000 de ani. Dumnezeu a știut din veșnicie că vei fi la un moment dat și tu. Spuneam, cred că și în evanghelizarea de la Hinchiriș, acum o săptămână și ceva în urmă, că am avut în viața asta câteva temeri și Dumnezeu m-a izbăvit de ele. Prima și cea mai mare temere a fost, nu vreau să fac armată. Nu, aflați în seara asta că eu n-am făcut armată. N-am făcut armată. Nu știu cum a făcut Dumnezeu, tot mi-a mai zis cineva, pe mine mă cheamă Anghelescu Aurelian. Și cineva a zis, știi de ce ai scăpat? Nu că te-a scăpat Dumnezeu, deși eu cred că m-a scăpat Dumnezeu. Fiecare să creadă ce vrea. Nu, zice, acolo când ți-a scris numele, în catastif, a zis Anghelescu Aurelian. L-au pierdut pe N. Și am trecut ca fată și la revedere. Nici nu-mi pasă cum am trecut. Important este că eu am scăpat de armată. Doi. Și asta era o temere mult mai serioasă. Frica de moarte. N-aș fi vrut să mor niciodată. Cine vrea să moară mâna sus? Nimeni. Vedeți? Mi-a fost, cum să ajungem noi la o anumită vârstă și să murim? Am zis, nu, eu când o să ajung mare, o să studiez, eram copil. Mi-era așa de frică, mă lăsa câteodată bunica în casă singur și mi-amintesc că tot îmi făceam scenete, dacă intră cineva pe ușă și să nu mă omoare, să nu facă. Și a trecut timpul și am descoperit cuvântul lui Dumnezeu. Și am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos este învierea și viața. Am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu că și dacă ar fi să murim,
Hristos are puterea să ne cheme înapoi la viață și vom fi cu El. Am descoperit că unul dintre cei mai mari predicatori ai acestei planete, Apostolul Pavel, când a fost legat și dus la locul de execuție din porunca lui împăratului Nero și a fost dus să-i se taie capul, Pavel spunea, când era dus spre locul de moarte, știu în cine am crezut. Și de acum încolo, zice, pe mine mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Deci Pavel în fața morții era plin de speranță. Atunci, citind Scriptura, mi-am dat seama că am toate șansele să scap de moarte. Iar astăzi cred că am scăpat. Nu în sensul că poate nu voi muri niciodată, că poate voi ajunge și eu în vârstă și voi muri. Nu știu, eu nu cred că mai ține pământul atât. Însă, ceea ce vreau să scot în evidență este că Dumnezeu mi-a dat perspectiva vieții veșnice, pe care și dumneavoastră puteți să o aveți. De aceea, creștinii în fața morții nu se tem. Atunci când oamenii ajung la momentul acesta mai neplăcut, ați văzut că se duc coroane de la, nu? Se duc coroane acolo și scrie pe ele adio. Adio pentru eternitate, ne va fi dor, nu știu ce. Și cuvinte frumoase care se spun. Dar vreau să vă spun că în general creștinii îi scriu altceva, ei nu spun adio, ei spun la revedere, până în dimineața învierii. Va fi un moment al învierii, când Dumnezeu îi va duce înapoi la viață. Apostolul Pavel spunea, dacă nu există o înviere a morților, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că atunci să bem și să mâncăm, că și mâine vom muri. Dacă nu există speranța vieții veșnice, pentru ce trăim? Doar pentru viața aceasta, 50, 70, 90 de ani? Și cu ce ne alegem? Cu ce am mâncat și cu hainele care le-am purtat? Păi este o utopie. Nu poți să gândești că Dumnezeu ne-a creat pentru atât de puțin când El și-a dorit ca noi să petrecem veșnicia cu Dumnezeu. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Există o categorie de oameni, oile în cazul acesta, care vor intra în împărăția lui Dumnezeu pe care l-a pregătit-o. În Ioan capitolul 14, versetele 1, 2 și 3 spune, mă duc să vă pregătesc niște locuri și acolo unde sunt eu veți fi și voi. După ce le pregătesc, mă întorc să vă iau și Domnul Iisus va veni să ne ducă acolo, în aceste locuri frumoase. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când vor fi separați oamenii, li se va spune de ce la unii le zice veniți, și ni se va spune, sau ni se spune deja în cuvânt, de ce la unii se va spune, duceți-vă. La unii le zice, veniți binecuvântați tatălui meu, dar cealaltă categorie va auzi cea mai grea sentință din Scriptură, duceți-vă de la mine. Așa că vreau să vă spun în această seară, dragii mei, că fiecare dintre noi care stăm aici, vom auzi într-o zi una din cele două sentințe. Ori veniți binecuvântați tatălui meu, ori duceți-vă. O să vedem imediat. De aceea, Dumnezeu ne avertizează și ne spune că aceste cuvinte, veniți sau duceți-vă, vor fi conforme cu ceea ce noi am făcut sau n-am făcut în persoana semenilor noștri. De aceea, cine sunt frații mei? Și noi ne uităm, păi frații mei sunt cei din aceeași biserică cu mine. F. Fals. Frații mei sunt cei care sunt din neamul meu. F. Fals. Frații mei sunt cei care mă iubesc. Dacă mă iubesc, sigur că mă gândesc la ei. Fals. Frații mei sunt... Mă ajutați? Nu. La un moment dat a venit cineva la Domnul Hristos și a pus întrebarea și cine este aproapele meu, vă amintiți? Acolo s-a născut pilda samaritanului milos. Și cine este fratele meu? Pentru că nu pot să-i privesc pe toți ca frați. Și Domnul Hristos îi spune o pildă unde îi dă de înțeles că frate este oricine are nevoie. Este fratele tău. Și spune cuvântul că am fost flământ, mi-a fost sete, am fost străin, am fost gol, da, am fost bolnav, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Am avut noi ocazia să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos bolnav. A fost El în temniță și ne-am întâlnit noi cu El? A fost El flământ lângă noi, a fost lui sete lângă noi și noi am dat noi să bea? A fost?
Domnul Hristos spune că El se identifică cu cei de lângă noi care au nevoi și noi ar trebui să le împlinim nevoile lor. Dacă noi nu le împlinim nevoile, înseamnă că îl neglijăm pe El de fapt. Atunci cei neprihăniții vor răspunde, neprihăniții, cei care vor intra în împărăția slavei. Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Când? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. De Domnul Iisus Hristos nu ne va lua în împărăția Lui conform cu teologia pe care am crezut-o. Da, Doamne, dar noi am știut adevărul. Noi am ținut Biblia în mână. Noi am bătut cu Biblia. Unii folosesc Biblia pe post de buzdugan sau pe post de sabie și taie în stânga, zdrobesc în dreapta. Cei care vor fi luați în împărăția lui Dumnezeu au trăit conform cu acest cuvânt. Ei, atunci când s-au raportat la semenii lor, au făcut pentru semenii lor ceea ce au crezut că este mai bine cu putință, pentru că au văzut în nevoile lor pe Iisus Hristos. Ori de câte ori le-ați făcut, mie mi le-ați făcut. Mie, spune Domnul Iisus. Adică Domnul Iisus se identifică cu cei foarte neînsemnați, frații ai mei. Cu cei foarte neînsemnați. Adică oamenii aceia de la periferia societății. Oamenii aceia la care nu putem să le dăm bună ziua. Oamenii aceia care ne supără. Oamenii aceia care nu ne sunt simpatici. Oamenii aceia pe care nu prea am vrea să-i întâlnim. Oamenii aceia care vă trec pe minte chiar acum. Despre ei e vorba. Ei ar trebui să simtă dragostea lui Dumnezeu prin noi. Asta este cea mai puternică teologie. O teologie care nu poate să fie combătută. O doctrină poate să fie combătută, dar e o teologie trăită, o viață trăită în mod practic, niciodată. De aceea Domnul Iisus le va zice acestora, pentru că voi v-ați comportat față de acești foarte neînsemnați frații mei așa, veniți în împărăția mea, pentru că voi aveți caracterul meu și spiritul meu. Voi vă asemănați cu mine. Aveți cerul în inimă, de aceea puteți să intrați în acest cer. Ei pun întrebarea, când, Doamne, am văzut noi și am făcut? Când? Cu alte cuvinte, oamenii aceștia fac bine și nu-l contabilizează. Este o problemă extrem de importantă pe care vă rog frumos să o luați dumneavoastră în calcul. Și eu mă gândesc adesea la ea. Dumnezeu ne cere să nu luăm în calcul atunci când facem binele. Pentru că veți descoperi acum la următoarea categorie, care îi fac și contabilizează când fac. În data de am făcut cu tare, în data de... Și ei tot știu, poate să-i spună chiar Domnului, cum, Doamne, n-am făcut? Pentru că eu știu că în data de, noi am făcut bine lucru tare. Ascultați. Apoi, va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, sunt cele mai grele cuvinte din toată Scriptura. Nu veți găsi o declarație mai puternică și mai grea decât aceasta în toată Scriptura. Pentru că este declarația finală pentru cei pierduți care au ales, au vrut să fie pierduți. Ascultați. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care, atenție, a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, dar voi ați ajuns să intrați în el pentru că ați împrumutat caracterul diavolului. Voi nu ați vrut în timpul vieții să fiți ca mine, ați vrut să fiți ca el. Cum a fost Domnul Iisus Hristos? Dacă ar fi să căutăm câteva atribute din viața Domnului Hristos, îl vedem că a fost totdeauna, cum? Altruist, plin de iubire, plin de bunătate, plin de răbdare, plin de milă. Iar noi suntem la polul opus, plin de... Înțelegem? Duceți-vă de la mine în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Când? Și el drept răspuns le va zice, adevărat vă spun
că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Ori noi nu reușim să vedem în persoana semenilor noștri pe Iisus Hristos. Nu reușim. Pentru că deocamdată suntem îmbrobodiți de egoism, prinși de el, de lăcomie, de dorința de întâietate. Apostolul Pavel zice în a doua Timotei, capitolul 3, de la versetul 1, 5 versete sunt acolo, ce să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Este o listă enormă. Așa cum vor arăta oamenii la vremea sfârșitului. Cuvântul zice, ori de câte ori n-ați făcut acestora, pentru că voi ați văzut neînsemnați, dar erau niște frați neînsemnați ai mei, iar Domnul Iisus se identifică cu ei. Trebuie să vă spun o întâmplare. Eram cu ceva ani în urmă, tot la Bacău, într-o perioadă foarte obosit, plecam mult de acasă, conduceam foarte mult, plecam mult din țară, multe dintre zboruri erau noaptea, cu diferență de fusorar, am ajuns epuizat la un moment dat. Nemai putând să mai plec, am rămas acasă să mă refac, n-am reușit să-mi revin foarte bine. Nu departe, avem un centru de sănătate, Podiș, apropo, fac reclamă. Și m-am hotărât să mă duc până la Podiș. Am vorbit cu directorul, care mi-era prieten, și îmi zice, Aureliane, n-ai fi așa de obosit dacă ai face mișcare. Trebuie să mai renunți la volan, trebuie să-ți mai stai acasă, trebuie să faci mișcare. Când să fac mișcare? Când? Și el zice, ești cu mașina? Da. Hai să mergem până în sala unde avem aparatura și am să-ți dau un aparat pe care l-au inventat ăștia de la NASA. Te vei sui pe el și o să te miște, te scutură el bine. 5 minute dacă stai pe el este ca și cum alergi o jumătate de oră. 10 minute dacă stai pe el este ca și cum ai alergat o oră. Păi nu, cui nu ar conveni? Și ne-am dus în sală, am luat aparatul cu greu. L-am dus în portbagaj, l-am dus acasă și în fiecare zi, vă spun, nu reușeam să mă stui pe el mai mult de 5 minute. 5 minute. Ca să se pună o jumătate de oră. Dar mi-am dat seama că tot nu reușesc să-mi revin, așa că după un obicei pe care l-am avut eu mai în copilărie, să ies mereu în pădure, treceam mereu, era o apă în fața casei, treceam apa și mergeam în pădure și îmi plăcea enorm de mult să stau acolo în natură și să mă rog. Așa m-am întâlnit cu căprioare, cu porci, mistrez, cu multe, în sfârșit. Și mă duceam să mă rog și mă întorceam. Și parcă mă mai limpezeam, mă mai linișteam și mi-era chiar bine. Mi-am dat eu seama, eu care eram tot timpul pe practică să fac ceva eficient, mi-am dat seama că mă duc și vin și tot aveam impresia că pierd timpul. Așa că, pentru că și în copilăria mea am trăit la țară, mi-am zis, dacă tot cobor în fiecare zi, era o zonă a pădurii unde nu aveai acces nici cu tractor, nici cu căruță, cu nimic. Și erau la lemne pe jos o mulțime, pe te împiedicai de ele, abia aveam eu potecă pe unde să mă duc încolo. Și la un moment dat îmi zic, dacă tot cobor eu mereu, ia să iau eu cât un lemn, așa ca pe mână, mai gros cum erau, să le car până la marginea pădurii și într-o zi când o fi eu mai bine, le duc acasă. Că doar aveam 100 de metri. Așa că în fiecare zi plecam să mă rog și mă întorceam cu un lemn și îl lăsam la marginea pădurii. Iarăși a doua zi, zi de zi mă duceam. Singura zi când mă duceam era sâmbăta și nu coboram lemn. Dar de fiecare dată mă duceam și coboram un lemn, luam 30 de metri, 50 de metri, coboram după mine, îl lăsam acolo. După săptămâni întregi, după cred că mai mult, 2 sau 3 luni de zile, am făcut o grămadă imensă. Mă bucuram de ea, am zis... Păi mi-am revenit bine dacă eu am adus atâta lemne, am pus numai câte un singur lemn, puneam acolo în grămadă. Sâmbătă mă duc la biserică, deja grămada mea era mare și frumoasă. Duminică dimineața mă întorc să mă duc la rugăciune. Intru în pădure, încep să mă rog așa obișnuit și așa cu coada ochiului mă uit pe grămada mea care nu mai era. Cum? Fui! Am uitat de rugăciune. M-am dus la lemne, m-am uitat, mai erau câteva, nu mai erau multe. Fai cât m-am supărat. M-am dus acasă, mi-am luat o sfoară, zic, măcar să mi le duc pe asta acasă. Iau fata cea mare cu mine,
pun vreo 4-5, că nu eram în stare să duc mai multe, le leg cu sfoara și când ridic, îmi vine în minte un gând. Unde le duci? Păi chiar așa, că nu știu unde să le duc. Le las înapoi și mă gândesc, dar cine le-a luat? Dar dacă numai ieri am lipsit și n-am fost, înseamnă că dacă le-a dus ieri, aici căruță nu intră, tractor nu intră, mașină nu intră, le-a dus cineva pe jos. Dacă a cărat atât de multe, trebuie să fie potecă, n-are cum, trebuie să văd. Și imediat când am ieșit din pădure, gata, poteca. Păi să cari atâtea lemne într-o zi, trebuie să faci potecă serioasă. Așa că pe potecă, prima casă, potecă zdravă n-a făcut-o. Prima casă, trec puntea, câinile acolo. Zic să nu te miști, la cât eram de supărat, să nu te miști. Am trecut puntea, am ajuns, lemnele mele, alea mari, frumoase, toate, erau tăiate cât un metru și făcute stive, așa frumos acolo. Fai, omul ăsta mi-a furat lemnele. Mă duc la el, la ușă și... tare. Nimic. Mă duc iarăși. Tare, la ușă. Nimic. Dau să... nu era nimeni. Ai, unde-o fi omul ăsta? Slavă Domnului că n-a fost acasă. M-am dus înapoi în pădure, am luat lemnele și să duc ce a mai rămas la mine acasă, că nu mai era numai 50 de metri. Și îmi vine un gând, du-le și pasă dacă tu le-ai luat și pe alea. Cum să le duc și pe astea? Du-le și pe astea dacă tu le-ai luat, dacă tot a luat majoritatea, a luat 90% din ele. Du-le și pe astea, ce rost are? Nu le duc. Și așa mă certam cu Dumnezeu în mine. Cum să le duc și pe astea? Nu le duc. Du-le și pe astea. Bine, Doamne, le duc. Le-am pus în gârcă și în loc să mă duc la mine, m-am dus spre el. Pe aceeași potecă și eu, pune-le în curte, dă sfâle, du-te înapoi, mai iau un snop, du-le și pe alea, du-te înapoi, mai iau unul, du-le și pe alea. De vreo 5-6 ori le-am dus pe toate. Obosit așa, mă duc acasă, zic la soție, no, am crezut că adunăm niște lemne, dar mi l-a luat vecinul, a rămas fără ele. Care vecin? Păi zic vecinul de acolo, dar nici nu e acasă să vorbesc cu el. Am stat vreo 2 ore, s-a făcut spre seară, văd că iese fum. A venit vecinul, mă duc la el. Mă duc la vecin, intru pe ușă, pe poartă și la ușă. Deschide omul, așa un bătrânel simpatic, în vârstă. Bună seara, vecinul, ce faceți? Bună, vecinul, îi zice, uite, am venit acum acasă, am făcut un pic de foc să fac și eu ceva să mănânc, toată ziua am fost plecat. Bine, zic. Știți că eu sunt vecinul care stă, da, zice, vă cunosc că v-am văzut cu mașina când voceți în oraș, vă știu. Zic, am venit să vă zic o poveste. Poveste? Da, zic, hai să vă zic o poveste. Îl iau pe după gât și încep să-i pun povestea că cineva mi-a luat lemnele în timp ce îl iau de lângă casă ca să-l duc până în fața la lemne. Să vadă că povestea care o spun e adevărată. Zic, uite, am adus niște lemne, mi le-am adunat așa în săptămâni și în luni de zile și când am venit, nu le-am mai găsit. Și zice... el zice, dar nu, zice, uite și astea, zice, alea care le cărasem eu. Zice, nu, uite și astea, zice, le-a adus băiatul meu. Zic, nu, le-am adus eu mai devreme. Cum? Dumneavoastră le-ați adus? Da, zic, eu le-am adus mai devreme. Aolo, Dumnezeu să vă dea sănătate. Dar hai, zice, să le luăm, să le ducem acasă la dumneavoastră. Dar el zicea să le ducem numai pe astea, pe alealte nu vrea să le ducem. Păi eu zic, nu, că și alealte sunt ale mele. Nu, zice, pe alea le-a adus băiatul meu, zice, nu pot să le dau pe alea. Dar nu, zic, sunt lemnele mele, că eu le-am adunat. Și tot povestind cu el, mi-am dat seama că erau așa de necăjiți. Necăjiți, necăjiți, dar n-aș fi vrut să le las. Că eu le trăsesem de acolo din pădure. Și la final am zis, vecinul, asta este. Le-am adus și pe astea, că și așa le-ați luat și pe alelalte. Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă binecuvinteze. Eu stau aici. Dacă vreodată aveți nevoie de mine, să știți că eu vă pot ajuta. Bine, zice, sunteți un om bun, Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. Dar să știți, zice el, că și pe mine Tatăl Ceresc m-a înzestrat cu un dar. Dacă vreodată vi se strică electrocarnice, orice în casă, eu vă pot repara așa. Repară, nici n-are curent la casă. N-avea nici curent, ce să repare electrocarnice? Și am plecat acasă. I-am spus la soția, auzi, nu mai pare rău, măcar am zis că îi las demnele și gata, asta este, Dumnezeu va fi cu noi. M-am dus a doua zi, a treia zi, m-am suit din nou pe aparatul meu de la NASA și s-a stricat aparatul. Aparat de la NASA de nu știu câte mii de euro. Fai, cum duc eu la podiș? Aparatul de la NASA a stricat. Soția zice, dar n-ai zis că vecinul știe să repare de toate? Ce să știe că n-are nici curent la casă?
Du-te nu și încearcă, cheamă-l până aici să uite și el. Eu zic, bine, îl chem, dar nici nu stau acasă lângă el să-l văd că se împleticește pe acolo pângâle. Mă duc în oraș. L-am adus pe vecinul, într-o jumătate de oră mă sună soția. Ai acasă, vezi că a reparat aparatul. Cum să repare că el n-a văzut așa ceva în viața lui? Zice, stai puțin, zice, că ne-a reparat și aparatul de soia, ne-a reparat și aparatul de cutare. Serios? Știți cine era omul acesta la noi în sat? Ultimul om. Cei mai neînsemnați. Bine, mulțumim dacă ne-a reparat, bine că ne-a reparat. M-am să acasă, mulțumim vecinul, apreciem cu tare. Măcar n-am pierdut lemne degeaba, a meritat. Dar, și închei. Într-o dimineață, vecinul, da, ies la poartă, haideți un pic. Mă duc până acolo, ce s-a întâmplat? Zice, știți, am înțeles mai târziu, nu el lusese lemnele. Băiatul lui care stătea în oraș, în Bacău, stătea undeva la casă, a venit și, fiind tânăr, putem, le-a cărat într-o zi pe toate. Bătrânul n-a fost acasă când le-a cărat. Și zice, fiul meu, zice, care știi că stă în oraș, el care e ăsta cu lemnele, cu... zice, a venit a tăiat din ele, le-am băgat în saci, n-am cu ce să le duc să încălzească. Deci acum trebuie să mă duc și cu mașina să-i le duc în oraș ca să se încălzească bine, mersi pe lemnele cărate de mine. Bună treabă! Dar ce să fac? Dacă t-am zis că l-ajut, că aici stau și că eu sunt la dispoziția lui, le-am suit în mașină, cu sacii, toată iarna le-am cărat cu mașina, toate lemnele alea le-am dus la băiat și băiatul le-a ars bine, mersi. Vreau să vă spun că omul acesta, care părea așa de neînsemnat, care a reparat aparatul de la NASA și care a reparat orice tip de aparat, de la cele de glicemie în care îți pierdeai și se încrușeau neuronii când te uitai la ele, tot, omul acesta mi-a devenit atât de prieten încât n-a existat odată să mă duc la biserică fără să fie cu mine în mașină. Vreau și eu să cunosc Dumnezeul acesta. Vreau să vin și eu la biserică. Sâmbăta rămânea cu noi la masă, gol săptămânii pleca, sâmbăta venea cu mine la biserică, rămânea cu noi la masă, mi-a devenit prieten. De la momentul acela. Și mi-a zis, ce bun este Dumnezeu. După toate aparențele, ar fi trebuit să te ceri cu un astfel de om. Și să știți că chiar dacă predic Evanghelia, eram în stare. N-a zice că acum nu sunt în stare câteodată, încă mai am să mă pocăiesc. Și cred că fiecare simțim nevoia să ne pocăim din adâncul inimii noastre. Dar am înțeles un lucru. Cei mai neînsemnați oameni ai lui Dumnezeu sunt așa de prețuiți de cer cum noi nu ne putem imagina. Domnul Iisus Hristos privește la toți oamenii și la cei care nouă ni se par neînsemnați și îi privește cu atâta dragoste și se identifică cu ei. Pentru că și ei sunt copiii Lui. Ia uitați! Ce s-a întâmplat? Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Diferența între cele două categorii este că fiecare își va petrece veșnicia în locuri diferite. De aceea, timpul în care noi vom alege unde să petrecem veșnicia nu va fi atunci. Ci timpul în care noi alegem unde ne vom petrece veșnicia este acum. Ceea ce facem, ceea ce vorbim, cum ne comportăm, cum îi tratăm pe semenii noștri, dovedește unde vom petrece veșnicia. În cartea Levitic, capitolul 19, zice Biblia, să nu te răzbuni și să nu ți necazi pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să nu te răzbuni. Știți care este cea mai dorită armă a celui nedreptățit? Răzbunare. Să nu te răzbuni. Este ca în cele 10 porunci. Să nu furi, să nu minți, să nu. Să nu te răzbuni. Și să nu ți necazi pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Vom descoperi cum Domnul mi-a dat mie să descoper că atunci când nu ajungi să te răzbuni, Dumnezeu îți va da o enormă binecuvântare. Și am ajuns la concluzia că nu te poți lipsi în viața asta de nimeni. După cum nu te poți lipsi de niciun mădular pe care l-ai. Fără ce ați vrea să trăiți? Fără un ochi? Fără o ureche? Fără o mână? Fără un picior? Fără ce? E, la fel nu ne putem lipsi de nimeni. Pentru că Dumnezeu a așezat daruri multiple în fiecare dintre noi și fiecare este de folos trupului. De aceea avem nevoie unii de alții. Sunt aici în sală persoane care atunci când ies afară, zâmbetul lor, modul în care vorbesc,
pozitivismul vieții lor, îi vezi că au trăit pozitiv toată viața. Ți-e drag să stai în prezența lor. Am citit o carte cu câțiva ani în urmă despre niște persoane în vârstă care jucau tenis. Și la un moment dat cineva mai încârjă, mai îmbăț, a venit la ei și zice: dar ce vârstă aveți voi? 75. Și jucați tenis, alergați pe câmp? Da, zice. Pe mine mă doare aici, pe mine mă doare aici și eu nu pot să merg și alea. Știi ce? Zice, dă-te la o parte, nu mai veni cu de-astea că ne tragi înapoi. Noi încă suntem tineri. Dă-te la o parte. Deci, înțelegeți? Avem nevoie de fiecare dintre copiii pe care i-a creat Dumnezeu. Pentru că cineva este bun, cineva este blând, cineva este iubitor, cineva e răbdător, cineva este înțelept, cineva este... Și de la fiecare ai ce să înveți. De la fiecare. De-aia nu te poți lipsi de nimeni, nici de cei mai neînsemnați. Trebuie să ne bucurăm de toți. Și trebuie să iubim pe toți. Pentru că în timp ce le neînsemnat poate pentru noi, așa poate suntem și noi pentru becalii. Neînsemnați, nu? Am zice. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Dragostea nu face rău. Dragostea împlinește legea. În această seară aș vrea să medităm la cine sunt frații noștri. Puneți-vă în mintea dumneavoastră dorința de a face ceva pentru cei mai neînsemnați. Căutați să ieșiți întâmpinarea nevoilor lor cu dragoste. Și veți descoperi principiul divin pe care l-a inițiat chiar Domnul Iisus Hristos: este mai ferice să dai decât să primești. De nenumărate ori ni s-a întâmplat să primim și a fost bine. Tot de nenumărate ori Dumnezeu a îngăduit să oferim și a fost și mai bine. Nu de mult am stat de vorbă cu o tânără care știu că provine dintr-o familie modestă și se bucura de fiecare dată când ne dai ceva. A rămas surprins, plăcut, s-o aud când a zis: am întâlnit o persoană aici care a avut nevoie și m-am dus și am dat 100 de lei. Dar și ce am descoperit, îmi zice, că am fost mai bucuroasă decât când primeam eu 100 de lei. Acolo deja se întâmplă ceva în inimă. Când deja ai ajuns să fii mai fericit când dai decât atunci când primești. Oricine este gata să întinde mâna să primească. Mai puțin sunt gata să întinde mâna, să ofere. Biblia zice că Domnul Iisus Hristos a fost darul cerului pentru noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu. Dumnezeu a dat pe Fiul lui. Noi nu putem să dăm din bunurile trecătoare pe care ne le-a dat Dumnezeu. Tot El ni le-a dat celor care au nevoie, pentru ca și ei să vadă bunătatea și mila lui Dumnezeu în viața noastră. Cum credeți că venea binecuvântarea peste Iov? El zice: orbului eram ochi, surdului eram ureche și cei care aveau nevoie, eu le întâmpinam și le rezolvam problemele, iar binecuvântarea lor venea peste mine, zicea Iov. N-am putut să trec pe lângă ei. Am apărat pricina fiecăruia și pricina văduvei și binecuvântarea lui Dumnezeu era cu mine totdeauna. Unde sunt oamenii aceștia? La Petroasa? La Gurani? La Închiriș? La Beiuș? Unde sunt oamenii aceștia? Dumnezeu se uită din cerul spre tine și vrea să fii tu. Cine sunt frații mei? Să știți că frații Domnului sunt și cei ce suferă pentru Evanghelie. Aceia care ajung să fie persecutați în urma Evangheliei, Iisus Hristos îi numește frații lui. Aș vrea să închei spunându-vă că într-o ocazie, un misionar care a predicat Evanghelia într-un trib multă vreme a fost prins de autorități și, după cum era obiceiul vremii, erau puși pe rug să ardă și gata. La un moment dat, știind că asta va fi soarta, știind că erau urmărit de mult timp, prietenii lui au venit și au zis: dacă o să te prindă, dacă o să ajung să te pună pe rug, ai venit și ne-ai predicat Evanghelia de atât de mult timp, dar noi nu știm cum este să mori pe Dumnezeu. Ai puterea să reziști, să reziști acolo în persecuție? Dacă vei ajunge să fii pus pe rug, să bați odată prin palme dacă este ușor să mori pentru Iisus.
Ca să ne dăm și noi seama care stăm acolo în mulțime și te vedem că e ușor să mor pentru Iisus, să bați odată din palme. Într-o zi omul acesta, misionarul, a fost prins, luat, bătut, judecat, condamnat la ardere pe rug, l-au legat în mijloc, au pus lemnele sub el, fân, și l-au întrebat pentru ultima dată: retractezi? Renunți la ce ai crezut și la ce ai predicat? Și l-a zis: nu. Aprindeți focul. Și au aprins focul sub el. Mulțim de oameni stau în fața adunat să-l privească. Se făcea public pentru ca să le dea o lecție, ca să-i descurajeze, să nu mai adere la așa gândire. Oamenii stau și se uitau. Între ei erau și adepții, credincioșii, creștinii, care iubise pe Iisus și ascultase prezentările lui. Și îl priveau cu atenție să-l vadă, va bate odată din palme. Au aprins focul, s-a ridicat fumul, a început să ardă, tot mai puternic. Și în foc, nicio mișcare. A început să-i ardă picioarele, focul s-a ridicat la mâini, au început să ardă hainele, a început să-i ardă mâinile și în foc, nicio mișcare. S-au prăbușit în sinea lor, au început să plângă și au dat seama că e frumos să predici pe Iisus, dar e greu să mor pentru El. Când deodată, două mișcări de foc, mâinile amândouă s-au ridicat și a lovit odată. Și a mai lovit odată. Și când a lovit a treia oară, s-au rupt și au căzut în foc. Ca să le arate că e ușor să mor pentru Iisus. Domnul Iisus spunea, cine își va păstra viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Vreau să știți în această seară că indiferent ce veți face cu viața dumneavoastră, fie o veți mântui, fie o veți pierde. Alegeți să vă salvați viața. Alegeți să trăiți pentru veșnicie cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu viața veșnică. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată iubitor din ceruri, îți mulțumim din toată inima în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul lumii și al nostru. Amin. Pentru că și în această seară ne-ai întărit cu viață și cu sănătate să ajungem în locul acesta. Amin. Îți mulțumim, Tată bun, pentru că ai pus în inima noastră dorința să venim în prezența Ta și a cuvântului Tău. Amin. Îți mulțumim că ne dai înțelepciune și Duhul Tău cel Sfânt, care să ne lumineze să înțelegem cuvântul Bibliei, Doamne. Avem așa de mare nevoie de Tine în aceste timpuri. Avem așa de mare nevoie să scăpăm de egoismul și de lăcomia din noi. Avem așa de mare nevoie să fim și noi ca Domnul Iisus Hristos. Tată din ceruri, te rugăm să te ocupi de fiecare dintre noi. Să pui în inima noastră iubire față de Tine și iubire față de semenii noștri. Să ne îndreptăm spre cei care sunt cei mai neînsemnați oameni ai societății, să ne apropiem de ei cu atâta dragoste cum Tu te-ai apropiat de noi cu atâta dragoste. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să facem bine tuturor celor de lângă noi, tuturor celor care au nevoie să fie ajutați, bolnavii, orfanii, văduvele, să simtă, Doamne, dragostea Ta prin ajutorul pe care noi îl dăm. Tată iubitor, Tu ne-ai chemat să răspândim parfumul plăcut al iubirii Tale. Ajută-ne să fim iubitori. Ajută-ne să fim ca Domnul Iisus Hristos. Iartă-ne, Doamne, pentru că atât de mult timp am întârziat și nu am fost așa cum ai vrut Tu. Binecuvintează-ne să alegem drumul acesta frumos, al slujirii, al dragostei. Ajută-ne, Tată, să fim oameni altruiști și să iubim pe toți care au nevoie de iubirea Ta. Te rog să-i binecuvintezi pe toți cei care au fost în această seară. Te rog, Doamne, să le mângâi viețile, să le binecuvintezi familiile. Te rog, Doamne, să-i întărești cu sănătate și mai ales te rog să le dăruiești mântuirea. Te rog, Doamne, să binecuvintezi întreaga comună Pietroasa, să binecuvintezi, Doamne, și Guran și împrejurimile și pe fiecare de unde a venit să mergi, Doamne, cu ei la casele lor. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi și conducerea țării noastre și conducerea satelor noastre și să ne ajut să trăim în pace și liniște, să ne pregătim pentru împărăția Ta. Mă rog, Doamne, încă o dată să binecuvintezi pe Alexandru. Ai milă de el, Doamne, în bunătatea Ta. Salvează-l Tu și eliberează-l, Tată. Și mai presus de toate, mântuiește-l, Tată. Noi îți mulțumim că ne iubești și ne asculți. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Luăm loc.